Bună ziua, bun găsit! Suntem la o nouă emisiune a Zingorj. Eu sunt Mihaela Horvat. Alături de mine este domnul vicepreședinte al Sindicatului Energia Rovinari, Manu Tomescu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Îi salut pe telespectatorii dumneavoastră. Nu ne-am văzut de mult, domnul Manu Tomescu. Ați stat un pic departe de, știu eu, ieșirile publice, așa cum aveați obiceiul, știu eu, până acum câteva luni. Vedem că lucrurile se transformă la complexul energetic Oltenia, dacă e să ne gândim la faptul că oamenii ies din ce în ce mai mult, mai mulți la pensie. Avem acel ajutor de stat care s-a acordat la începutul anului pentru care s-a transformat în ajutor de restructurare. Avem o restructurare care bate la ușă. De fapt, suntem în așteptarea unui răspuns al Comisiei Europene care nu mai vine. Eu aș zice să începem un pic cu faptul că planul de restructurare n-a primit încă, sau din câte știm noi, n-a primit niciun răspuns din partea Comisiei Europene, deși acesta a fost prezentat oficialilor de la Comisia Europeană. Domnul Manu Tomescu, dumneavoastră, ce spuneți în legătură cu acest plan? Ce cunoașteți din acest plan de restructurare? Ce știți și dumneavoastră, dar aș adăuga la ce a spus dumneavoastră despre aprobarea, primirea avizului pozitiv, eu știu, de la Comisia Europeană asupra acestui plan, ca el să se poată pune în aplicare. Toate astea vin și în contextul în care acum, săptămâna trecută, cred că, dacă nu la începutul acestei săptămâni, chiar la Uniunea Europeană s-a luat acel angajament cu reducerea, mărirea de la 40% la 60%. 60%. Știm toți cum au votat europarlamentarii noștri. Da, a fost o întreagă discuție pe acel subiect și tot recent este și încă un fapt, acela că Uniunea Europeană a atras atenția României că planul nostru, planul asumat de această țară, de țara noastră, este mult prea lent, din punctul lor de vedere. Și asta iar ne îngrijorează. Cum prea lent? Că noi ne-am atins cota cu foarte mult înainte să o facă ceilalți. Bine, acolo sunt lucruri cota pe care noi nu le știm. Și de, da. Acum noi nu știm ce angajamente au luat și au luat guvernanții noștri, guvernele României în tot acest timp de când suntem în Uniunea Europeană și probabil ei se referă la acele angajamente. Probabil acele angajamente sunt cu totul, arată cu totul altfel de când ni se spune nou în spațiu public. Asta este părerea mea. Pentru că, până la urmă, este un limbaj dublu aici. Nouă în țară ni se spune să stăm liniștiți, că nu o să fie chiar așa rău cum asta, dar eu cred că nu este așa. Chiar avem motive de îngrijorare. Este punctul meu de vedere, pentru că o simțim pe pielea noastră asta, noi care suntem în producție, salariații care muncim zi de zi în această companie, chiar simțim pe pielea noastră ce înseamnă până la urmă aceste taxe, pentru că discuția decurge așa și mai ales în campania electorală într-o direcție dictată de mediul politic și de mediul politic, mai ales cei care conduc destinele acestei companii, conduc destinele până la urmă sistemului energetic național. Și eu încă o dată atrag atenția să nu uite cei care ne spun că ne-au ajutat, că guvernul ne-a dat acești bani, să ne facă bine. Pentru că eu încă o dată subliniez și atrag atenția la opiniei publice și celor care vin pe la dumneavoastră, pe la televiziune și ne spun că ne-au ajutat. Dom'le, banii ăia care ne-au dat, ne-au luat înapoi. Deci ne-au dat cu stânga și ne-au luat cu dreapta, pentru că acei bani nu au intrat în investiții, nu au intrat în îmbunătățirea locurilor de muncă, nu au intrat în, eu știu, în alte lucruri care să ajute această companie. Pur și simplu, acei bani
au venit ca să plătească o taxă, taxă care nu ia tot statul român pe partea cealaltă, pentru că certificatele, știm foarte bine, costul certificatelor de carbon nu ajunge în complexul energetic Oltenia. Dimpotrivă, ajunge în alte județe ale țării, acolo unde se anvelopează blocuri, normal, unde se cumpără... Normal ar fi să se întoarcă într-o formă sau alta și la complexul energetic Oltenia, lucru care nu se întâmplă. Și acesta e un subiect pe care eu o să încerc să-l ating astăzi la dumneavoastră, pentru că, pe de altă parte, se vorbește de acei bani. Acele miliarde de euro de, trimise de la Uniunea Europeană... Prin mecanismul de tranziție justă, da, la acestea vă referiți. Mie mi-e teamă că acei bani nu o să ajungă la noi, sub nicio formă. Pentru că, până la urmă, acei bani ar trebui să atingă două obiective. Din punctul meu de vedere, unul ar fi menținerea locurilor de muncă în județul nostru, într-o formă sau alta. Noi nu ținem neapărat, până la urmă, să fim mineri până la capăt sau energeticieni până la capăt, pentru că e o muncă grea, o muncă care ne îmbolnăvește, o muncă care ne solicită extraordinar de mult. Și nu am, eu unul personal nu mi-aș aduce copiii să muncească în acest mediu. A fost un lucru pentru că eu am fost nevoit să muncesc aici ca să întrețin familia și să cresc copiii. Și cred, aici fac o paranteză, cred că mulți gândesc la fel ca mine. Dar acei bani ar trebui să vină să mențină locuri de muncă, adică să creeze alternative. Bun, punem cruce cărbunelui, dar punem ceva în loc. Să nu plece oamenii din județ, să oamenii să poată să trăiască mai departe aveți în colegi, acest județ. Aveți colegi, domnul Manu, care au plecat din complexul energetic Oltenia. Da, sigur, am și eu cunoștințe. Nu, colegi din sistem, cum ar veni. Da. În altă țară. Au fost nevoiți, da. Au fost împlini și i-au împins datoriile i-au ajuns datoriile din urmă și au fost nevoiți să... Salariile n-au mai crescut, că știm foarte bine să plece, cum se câștigă acum. Să câștige banii în afara țării, bani unde se plătește mai bine, ca să poată să supraviețuiască. Da. Și am destul de multe cunoștințe, colegi chiar apropiați. Bun, ăsta ar fi un obiectiv. Menținerea locurilor de muncă din companie. Iar al doilea lucru, ca acești bani totuși, de acești bani să ne bucurăm și noi, salariații acestei companii, pentru protecția socială. Pentru că, vedeți dumneavoastră, media de vârstă la noi în complexul energetic Oltenia, chiar domnul președinte de directorat, domnul Burlan, a spus în mod public că este peste 50-51 de ani. Da, din păcate, așa e. O medie de vârstă îmbătrânită, îmbolnăvită și clasa politică, guvernele care o să vină de la alegeri încolo, trebuie să facă tot posibilul să aibă grijă de această categorie de salariați. Ce ar trebui să facă domnul Tomescu? Adică ce așteptări aveți dumneavoastră? Avem un guvern liberal? Îmi spun protecție socială, la ce vă mă uit și referiți? Eu la ce au făcut și putem să citim ce au făcut celelalte țări din Europa când au trecut de la cărbune la altă alternativă și asta. Tranziții, da. Au scos la pensie mai devreme, pentru că până la urmă alternativa noastră la 51 de ani nu cred eu că un salariat, un miner sau un energetician, deși suntem super calificați toți salariații acestei companii, pentru că meseriile noastre solicită activități complexe, dar nu putem să devenim peste noapte informaticieni, IT-ști la 51 de ani, nu? Da. Eu pun în balanță ce merge, spre ce se îndreaptă acum, mai ales cu pandemia. Ce vrea am piața, văzut că totul, ce oferă piața. Ce oferă piața. Până la urmă, aici e deficit de forță de muncă. În mediul IT, nu? Da. Poți să la 51 de ani deja să te îndrepți spre atât știu de ușor. Știu alte meserii. Da. Bun. E foarte greu. Asta după, și puțin probabil. Asta după, vă dați seama, după 30 și ceva de ani de activitate, într-un mediu cu factori de risc, într-un mediu cu noxe care
au îmbolnăvit organismul. Organismul uman rezistă și el. Eu știu, să răcești odată de două ori pe an sau să fii supus la temperaturi extreme, că vorbim de caniculă sau geruri sau vânturi, dar nu an de an, 30 de ani la rând, 30 de ierni. Vă dați seama, 30 de, de veri, cu caniculă, caniculare, 40 de grade, toate astea au adus boli în corpurile noastre, în organismele noastre. Și noi aici aș mai dezvolta puțin pe acest subiect. Când cerem măriri de salarii și până la urmă noi cerem ca să ținem și noi pasul cu celelalte categorii, nici măcar nu ne gândim ca să primim mai mult decât ceilalți, dar când cerem măriri de salarii pentru a ține pasul cu inflația, pentru a ține pasul cu celelalte categorii profesionale, mai ales din mediul bugetar, noi o cerem pentru că cred că mai mult de o treime din salariile noastre se duc pe medicamente, ca să putem să supraviețuim. Adică să mai puteți munci, bineînțeles. Și asta, chiar rog să se facă un studiu pe treaba asta, pentru că cei din administrație au datele de la cabinetele medicale care monitorizează non-stop salariații acestei companii. Fiecare dintre noi are câte un dosar medical și acolo se poate vedea foarte clar ce boli și ce afecțiuni are fiecare dintre noi. Da. Bun, de asta cerem noi. Vă dați seama, deci o treime din salariile noastre, cel puțin o treime, eu spun, fără să exagerez. Și după aceea punem la fel ca dumneavoastră TVA, taxe, impozite, facturi, cenisia. Cu ce mai rămâne un salariat din compania asta? Spuneați, să ne întoarcem un pic. Spuneați la protecția socială. Ce ar trebui în mod just să primească salariații companiei? Păi, dacă... În primul rând, protecție socială atât timp cât mai ține compania asta și atât cât timp cât noi suntem obligați până la urmă să funcționăm cu aceste instalații rudimentare, pentru că ele sunt rudimentare, au peste 40 de ani, nu poți să-i spui că este o instalație nouă, indiferent că ai făcut cârpeli, eu știu... Știți că se vorbește foarte mult de excavatoare, dar și în energie, uite, bineînțeles, de instalații... Știți ce? Eu am avut ocazia să muncesc și în minerii și în energie și văd colegii mei care au muncit numai în minerit că vin pe la televizor și spun, domne, toate investițiile s-au făcut, majoritatea investițiilor s-au făcut în termocentrale. Greșit. Acele investiții acolo care s-au făcut până la urmă la vârful coșului, ca să mă exprim într-un mod plastic, să înțeleagă... Să ne amintim de sulfurare. Bineînțeles, și, mă rog, asta... Dar, pentru condițiile de mediu pe care trebuia să le îndeplinim. Bun, da. Dar la munca de jos nu s-a făcut nicio investiție. Deci, practic, salariații energeticienii muncesc tot ca mine din condiții grele. Pentru că nu, uitați-vă la termocentrala Rovinar, cel puțin cu încasările, se aseamănă foarte mult cu circuitele de benzi transportoare, practic sunt aceleași, din minerit. Tot avem, la fel avem tot și noi covoarele de cauciuc, tot la fel, muncă, fără da. role, fără, tot la fel cu reductoare, eu știu, de 30 de ani. Deci tot la fel, să nu creadă colegii din partea minieră că s-a făcut investiție în termocentrale. S-au făcut acele investiții obligatorii pentru a primi avizele de mediu, de toate astea, ca să funcționăm mai departe. Acele lucruri au fost obligatorii, să faci desuflurare, denoxare. Era închis complexul. Da. Deci de asta spun, dar și revenind la ce m-ați întrebat dumneavoastră, protecție socială. Asta eu dau numai un exemplu, am spus legat de activitatea noastră, să nu spună, eu știu, angajatorul nostru, administrația sau ministerul, domnule Tomescu vrea numai protecție socială și el se referă la pensionare sau la plăți compensatorii. Nu, eu când spun protecție socială, până la urmă, domnule, vrem să muncim mai departe în compania asta, atât timp cât mai e nevoie de noi și atât timp cât ne mai cere să producem energie în termocentralele noastre, cu carierele noastre miniere. Dar atâta timp cât ne cereți acest lucru, este normal ca și noi să cerem să muncim totuși în niște condiții decente pentru a nu ne pune viața în pericol și sănătatea. Și de asta spun că protecție socială
și profesional, ar putea, până la urmă, definiția sindicatului asta este. Da. Sindicatul trebuie să apere interesele economice, sociale și profesionale ale membrilor pe care îi reprezintă. Vă referiți și cumva și la acea lege pe care dumneavoastră o așteptați cu privire la grupa de muncă? Știți pentru cum condiții noi avem speciale. O lege, eu subliniez și că știu că salariații de la Rovinar beneficiază de ea. Beneficiem pentru că, vedeți, sindicatul din această termocentrală, și spun numai sindicatul, pentru că acum au mai apărut alte sindicate, dar totuși sindicatul autentic din termocentrala Rovinar este Sindicatul Energia Rovinari. Acest sindicat nu a renunțat și să știți că am avut și noi momente când era gata să pierdem grupa de muncă, pentru că am pierdut ateliere întregi din cadrul termocentralei Rovinari și au pierdut grupa de muncă cu ajutorul acelor sindicate galbene care au fost înfăptuite tot la, cu de mediu de angajatori, că știm foarte bine, au fost manageri care și-au făcut sindicate. După ce și le-au făcut, da. Pe atunci s-a întâmplat, când ne-au scos ateliere întregi. Deci vă dați seama, uite, vă dau un exemplu, electricienii din termocentrala Rovinari duc aceeași muncă, deci grupa de muncă se dă după măsurătoarea unor noxe. Noxe nocive, ce vă spuneam, pentru organism. Praful, zgomotul, trepidațiile, la electricien sunt și câmpurile electromagnetice. Nu sunt electrician, dar cunosc aceste lucruri și dar chiar particip la măsurători. Da. Nu, da, așa, bun. Deci, pe aceste lucruri, electricienii din partea minieră își iau grupă de muncă, electricienii din termocentrale nu își iau grupă de muncă. Și nouă ne-au fost scoase aceste ateliere cu ajutorul sindicatului făcut peste noapte și a pus ștampila. Vedeți, dumneavoastră, oamenii nu înțeleg. Acum un angajator, cum e la noi în cazul nostru Complexul Energetic Oltenia, pe un aviz că e el pentru măsurător de noxe, că este pentru cererea hranei de protecție sau toate lucrurile astea, angajatorul, ca să depună actele la ITM sau unde se depun aceste acte, îi trebuie la sindicat o ștampilă. Vorbim de subunități. Da, și așa spuneți. Dacă că un sindicat cu 15 acele oameni și-a pus o ștampilă pe acel aviz, că asta s-a întâmplat la noi, acel aviz practic a fost trimis la ITM fără cele două ateliere din cadrul termocentralei Rovina. Și așa s-a pierdut grupa de muncă. Dar am reușit totuși să păstrăm, pentru că grupa de muncă a fost urmărită să se scoată și la noi din termocentrala Rovinari, cum în toate termocentralele au reușit să o scoată. Dar liderii din această termocentrală, pentru că eu am venit mai târziu în termocentrală, am venit în anul 2014, au reușit din 2007-2008, când se punea o presiune fantastică să se piardă aceste grupe de muncă, să păstreze. S-au luptat, nu au cedat. Asta nu au făcut și celelalte sindicate, sindicatele din Craiova, din Dolj, pentru că acelea sunt inexistente. Spuneți-mi și dumneavoastră dacă cunoașteți vreun lider din Dolj. Acum nu mai cunosc. Inexistente, deci au stat. Cine stăteam de vorbă cu un lider de sindicat de la, da, din Dolj, dar credeți, Nanu, domnul Nanu, cred, da, că era. Mă rog, mai sunt vocale acum, da. Am văzut că a mai ieșit domnul Vâlceanu de la Craiova 2, acum când termocentrala a stat aproape un an pe zero. Și când să spună că nu, că vrea să spună că vrea să mai rămână mai departe în termocentrală. Că și aici aș vrea puțin, sunt supărat și poate Tomescu o să pară subiectiv la emisiunea asta când spune că, dar totuși nu e normal. Salariații din termocentrala Rovinari și pe pandemie, mi-aduc aminte pe pandemie când toți tremurau de frică la începutul pandemiei, atunci în primăvară, dacă vă amintiți, a fost groază printre noi, printre salariați, pentru că a fost la început. Acum ne-am mai obișnuit cu acest pericol și nu mai luăm gândul, Dar totuși atunci să nu uităm, termocentrala Rovinari șocant. Atunci, termocentrala Rovinari funcționa aproape la capacitate maximă și dacă luăm de-a lungul anului, vedem, ca și cum am făcut din 2012 și până în prezent, termocentrala Rovinari a dus greu în compania asta. Dar pe pandemie, noi, în timp ce ne duceam la lucru, ca să ținem, să scoatem salariile până la urmă la toți cei 13.000 de salariați cât avea compania, alți lideri de sindicat, colegi de ai noștri, cereau să fie trimiși oamenii în șomaj.
Dați exemple, că nu e nicio supărare. Păi nu, nu, știți ce, nu vreau să folosesc nume, dar colegii de acasă puteți să fiți sigură că știu. Pentru că și-aduc aminte. Nu e un lucru normal, de asta vă spun. Acum, știm ce s-a întâmplat. Da. E o mare problemă de tot ce s-a întâmplat acum câțiva ani. Se leagă, probabil, are consecințe nu, în zilele noastre. De asta vreau să vă întreb. Ce, chiar anul ăsta s-a anul întâmplat. Anul acesta au cerut ca oamenii să fie trecuți în șomaj. Cereau, da, să fie oamenii trimiți în șomaj și de asta spun că nu e normal. Da. Da. Tot șomaj este. Pentru că oamenii au luat la jumate salariile. Da, da. Și vă dați seama, erau 10 cazuri pe zi. Sau nici 10. Undeva sub 10. La nivel național, da. Păi și acum, la nivel național, când avem 4.000, 5.000 de cazuri, ce facem? Plecăm acasă de tot. Dacă atunci ne-am speriat. Am fost înjurat atunci. Am fost beștelit că Tomescu, populistul, vrea să omoare oameni. Nu, domnule, eu mă gândeam la binele nostru. Pentru că îmi imaginam și mă gândeam și eu cu mintea mea și încercam să-i conștientizez și pe colegii de lângă mine. Că nu e normal ce se întâmplă. Să fugim repede în șomaj. Șomaj care... Spuneți cine au vrut. Cei de la SMEO? Nu, nu, nu. De la FNME? Nu, nu din partea... Nu știu dacă și cei de la SMEO, dar chiar am așa o supărare pe o persoană populistă care a candidat și ca să ia primar pe la Motru. Și acum a început... Domnul Bunoaica. Și acum a început... Dar nu vreau să vorbesc pentru că și așa îi dăm importanță prea mare, mai ales din partea media, nu mă refer la dumneavoastră. Și spune săracul numai minciuni. Numai minciuni și-și bate joc de oameni și cu legea pensiilor. A spus atunci, înainte de a intra în campanie, că legea pensiilor aceasta de care m-ați întrebat dumneavoastră, că o să dezvolt, e deja trecută de Senat și merge la promulgat. La niște prostii, că după ce trece de Senat, ea normal se duce în Camera Deputaților, în comisiile din Camera Deputaților. Camera Deputaților e forul decizional și după aceea merge. Dar mințeau oamenii pentru că era în campanie electorală. Un lucru urât. Și lumea, eu când mă iau și spun de mască aceste minciuni, ești în campanie electorală și minți, oamenii vin și zic, manule, dar voi trebuie să fiți uniți. Pe cum să mă unesc eu vreodată cu un lider de sindicat care e băgat în politică și candidează pe un post politic și toarnă minciuni la televizor și prin ziare? Dar nu este singurul care a candidat. Bun, care cu niciunul din ei. Nu, dar eu am politică. Dat un exemplu care e ușor de verificat de cei de acasă. Dacă domnul Bunaica vrea să intervină fără nicio problemă. Da. Domnul Tomescu, că n-a fost vorba de șomaj... Ne-am abătut puțin de la începutul subiectului, că spuneați dumneavoastră protecție socială și aici chiar aș vrea să dau exemple clare. Și spuneam de media de vârstă, că este de 51 de ani. Planurile acestea de restructurare nu trebuie să fie începute fără ca parlamentarii care o să construiască viitorul guvern și viitorul parlament, viitoarea majoritate în parlament, au două lucruri principale din punctul nostru de vedere, care ne ar pe noi. 1. Avizele pentru grupa de muncă la nivel național expiră pe 31 decembrie 2021. Deci acum, anul ăsta. Anul viitor. Și legea pensiilor pe care funcționăm acum noi, legea 263 și pe această lege au fost aduse acele modificări la grupa de muncă în condiții deosebite, fostă grupa a doua, în care s-a mai pus o lună la fiecare an lucrat. Erau înainte 3 luni, acum sunt 4 luni pentru fiecare an lucrat și s-a redus și vârsta de la vârsta standard, 65 la bărbați, 63 la femei, cu 10 ani, adică 55 la bărbați, 53 la femei. Și asta expiră. Bun, nu expiră, dar ea este pe actuala lege, legea 263. Ori noi știm că tot Parlamentul a votat o nouă lege a pensiilor, noi, între ghilimele, legea lui Olguța, îi spunem. Da, știu că... Era doamna Olguța Vasilescu, era ministrul muncii. Și aceea lege, când intră în vigoare, intră fără aceste modificări. Bine, eu nu cunosc legea chiar... în totalitate, pentru că nu sunt... Deci trebuie votate... Aceste modificări trebuie transpuse. Dacă acea lege va fi promulgată și va intra în vigoare
cum se spune, de la 1 septembrie 2021, trebuie aceste modificări mutate și în următoarea lege, care, da, bine, acum vedeți că sunt niște lucruri incerte. Pe de o parte, noi nu suntem siguri că acea lege va intra. Dacă va fi o nouă majoritate în Parlament, eu nu cred că dacă majoritatea va fi cea care a fost în opoziție pe timpul când doamna respectivă... Deci dacă va fi o majoritate PNL, ce se va întâmpla? Probabil nu vor, eu cred că nu vor, așa cum nu vor băga noua lege sau vor aduce alte modificări sau nu vor fi de acord cu ea numai pentru că e făcută de un ministru de la alt partid. Asta cred, sau cel puțin e o incertitudine, deși e votată de noua majoritate în Parlament, că până la urmă și Parlamentul, ați văzut, noi am făcut un referendum care în mod constituțional am hotărât să se reducă Parlamentul la 300 de parlamentari și da, n-a și intrat unde? În victoare nici da. Acum, da. În vigoare. De asta spun că e un lucru incert, dar dacă se va întâmpla acest lucru, aceste modificări trebuie automat aduse și în viitoarea lege. Oricare va fi ea, dacă va fi o nouă lege a pensiilor, ea trebuie să prevadă aceste modificări, să vină cu aceste modificări. Și acum, legat de campania electorală și de promisiunile și liderilor de sindicat și a politicienilor că vor reduce vârsta de pensionare și mai jos, adică oamenii să iese și mai devreme, e un lucru bun, binevenit. Și eu aplaud acest lucru, îl susțin, dar să nu fie o minciună. Da. Pentru că, vedeți, cei de acasă, mulți oameni sunt oameni simpli. Vă spuneam eu, la media de vârstă, o vârstă ridicată, omul nu mai intră pe internet. Majoritatea se descurcă greu cu internetul, să mai verifice pe liderul X, să vadă dacă legea ar putea să intre simplu la Senat, să caute dacă există acea lege și nu știu ce. E cam greu. Și oamenii... Bun, dar Tomescu a verificat și a văzut că nu există aceste lucruri. Este într-adevăr un proiect legislativ propus de doi politicieni liberali, de Dolj, cu modificare ca să beneficieze toți salariații și din termocentrale de reducerea vârstei de pensionare pe grupă de muncă, tot cum beneficiază ceilalți, dar am înțeles că a rămas blocată chiar în comisiile din Senat. Deși nu a trecut, că se acuzau, am văzut prin ziare, se acuzau liberarii cu PSD-știi că au blocat aia, că n-au trecut mai departe. Înainte de emisiune, că viitorul angajaților din complexul energetic Oltenia este incert. Este incert și eu vă spun că este incert încă de când a fost creat acest complex. Din anul 2012, noi n-am, în niciun an nu am simțit că ne este și nouă bine. Tot timpul am fost în pericol. Ba, eu știu, am ieșit pe pierderi. Ba, vă aduceți aminte de acele restructurări, de acele tăieri de drepturi și de salarii când ni s-au redus drastic veniturile. Deci nu a fost an în care să muncim și noi liniștiți, fără stres și fără grija zilei de mâine. Bun, acum, eu știu, poate sunt salariași în compania noastră care nu duc grija zilei de mâine, dar ar trebui să se gândească, indiferent de meseria sau funcția pe care o au în această companie, pentru că, eu știu, simt așa puțin aroganță din partea anumitor categorii de salariați, mai ales care au funcții de conducere, și le spune să lase această aroganță, pentru că dacă pleacă cei din producție, dacă pleacă muncitorii, pleacă și ei. Nu-i mai ține nimeni un șef la doi muncitori. Așa e în zilele noastre. Așa simt eu. Nu, dar deci ziceți așa, e un șef la doi muncitori. Nu, am spus, dacă pleacă muncitori, nu o să mai țină un șef la doi muncitori. Dacă e un șef la... Nu știu, nu dețin acesta. Acum degeaba încercat să obțineți de la mine titluri. Da, spuneți-mi de aroganță. Că parcă văd a doua zi titlul într-un ziar, Tomescu a zis că un șef la... Nu. Deci nu am aceste, pentru că nici n-aș putea. Eu sunt muncitor. Cum? Cine are aceste date să mi le dea mie? Ce e în spatele acestei aroganțe pe care ei o afișează, acești... Bun. Oameni cu funcții din CEO. Adică ce ar fi? Eu m-am lovit de această aroganță
de-a lungul timpului, zi de zi. Zi de zi. Și am înghițit. M-am umilit. Pentru că eu, Tomescu, niciodată n-am bătut la ușa unui șef sau unui director pentru mine sau pentru familia mea. Și asta o spun răspicat și le-o spun să audă toți. Dom'le, eu n-am bătut pentru mine, cum fac alții. Eu când am venit să-i ajut pe oameni, pe colegii mei, pe membrii mei de sindicat, pentru că v-am spus încă o dată, ei să se uite că mai primesc, ce bă, sindicatele? Mulți sunt și nesindicalizați și ne flituiesc. Sunt în jur de 1000 de oameni, cred. Bun, și mă duc să ajut conform regulamentelor, conform directivelor, conform contractului colectiv de muncă, să cer niște drepturi, să cer niște lucruri pentru colegii mei și mi se, din atitudine și din vorbe, simt că sunt tratat într-un mod arogant. Și de asta spun, încă o dată spun, domnule, sunt obligat să reprezint un sindicat, reprezintă drepturile și interesele economice, profesionale și sociale. Domnule, n-a făcut Omescu legea dialogului social, să se uite în lege, dacă ei sunt șef și știu să citească. Și eu când vin să fac lucrurile astea, nu le vin că le-am inventat eu. Eu vin să-mi respect atributele mele de sindicalist. Și încă o dată subliniez, nu vin pentru mine, vin pentru colegii mei. Ați simțit Bun. Că vă îngrădesc dreptul acesta de reprezentare? Obstrucționează. Îl obstrucționează. Într-un mod arogant, într-un mod, a spune, de multe ori josnic. Ce fel de șef ar fi? Adică dacă ne puteți da niște detalii. Peste tot, ca să înțelegeți. Peste tot mă lovesc, sunt într-adevăr și oameni de bună credință, care dar nu vreau să încă o dată să, că dacă nu, nominalizez pe cineva, dezvoltăm, o să vă dăm. De informații. Sigur. Și aș vrea să fim un pic mai... Deci, despre cine este vorba? De șef de formație, de șef, nu știu care e ierarhizarea. Uite, să spunem energie. Că începând de la șefii de ateliere până la directori. Da. E bine? Da. Și întâlnesc de astfel de atitudine. Sunt politicieni? Și asta la modul... Bineînțeles, sunt. Fac pe moment ce e nesindicalizat, vă dați seama că e agățat de un partid politic. Și își umflă mușchii. Că cine e el sau cine nu știu ce. Da. Înțelegeți? Ei, lucrurile astea până la urmă o să explodeze. Și Tomescu nu o să mai tacă și până la urmă o să încep să dau și nume și să dau și exemple. Pentru că nu e normal ce se întâmplă. Sunt supărat și pe colegii mei din Comisia de Negociere, liderii de sindicat, mai ales ați văzut ce scandal a ieșit acum cu cei 70 de lei pe brut. Da, a fost, deci a fost un scandal. De ce a fost nu asta? Știu dacă... Le-am spus, ei se supără pe mine, dar nu le dă Tomescu lecții. A fost aplanat încă. Nu, a creat supărare, dând o literă la un muncitor și, eu știu, un șef cu salariu mai mare și a două litere sau o clasă. Păi litera aia de la muncitor a fost 15 lei și clasa sau litera de aia a fost 150 de lei. E corect? Dar lucrurile astea au băgat ceartă între oameni. Să știți că și peste tot, dând la cineva o literă, la celălalt nu i-a dat, n-a făcut decât să bage zizanie între oameni. Eu cred că lucrul ăsta a fost intenționat. Și administrația s-a materializat intenția de a ne dezbina. Cum poți să dezbinezi o formație de oameni? Simplu, îi dai la unul o literă, la unul nu-i dai. Da, și ai băgat ceartă între ei. Scandalul. N-ai băgat ceartă între ei. Eu de aia le spun și la colegii mei să nu se bucure nici cei care ia, să nu se bucure că cei care ia se gând într-un viitor apropiat vor avea nevoie de cei care n-au luat. Că până la urmă să o găsim obiective comune și interese comune, să ne fie la toți bine, nu mai putem. Pe moment ce ceartă între noi. Dar spuneam că sunt supărați pe colegii mei din Comisia de Negociere, președinții de sindicat și de federații care au negociat. Nu au făcut un regulament clar prin care să stabilească 2-3 criterii clare, să nu mai lase aceste reglări de salarii, suma aceasta așa, la îndemâna cui? La îndemâna... Păi asta am pus și pentru întrebarea. Că, la întrebarea uitați-vă, șefilor direcți, cum păi ar veni, nu? Dacă unde ar trebui să ajungă acțiunea asta sau măsura asta? Cine ar trebui să o facă?
Adică cine ar trebui să hotărască regulamentul, ce salariat primește? Păi asta ar trebui un regulament în comisia de negocieri. Da. Și să-și asume. Pentru că atunci asta ar însemna asumare. Dacă faci un regulament și spune, bă frate, ori dau sindicatele, ori dau șefii. Da. Ori dau sindicatele, ori dau partidele. Ori dau sindicatele, ori dau primarii. Pentru că am văzut la dumneavoastră în presă, primarii dau clase, primarii promovează, primarii nu știu ce. Nu eu, Tomescu, născocesc lucrurile astea, citesc din spațiu public, din media, ceea ce chiar primarii am văzut că declarau. Că se dau clase și se fac promovări la Complexul Energetic Oltenia. Nu e un lucru normal. Deci ăsta nu este un lucru normal ce se întâmplă și de asta le spun la președinții noștri de sindicate și de federații care sunt acolo în comisia de negociere, fă-i frate niște regulamente clare și asumă-ți. Să proceduri. Nu mai lași. Bineînțeles, lăsăm la îndemâna unora care poate mult, am văzut, se fac promovări politice. Bun, să se facă promovări politice, da? Se fac, Tomescu nu are nicio treabă. De ani de zile se fac. Fără să se țină cont nici 1% de pregătirea profesională a respectivului. Nu contează. Ai fularul partidului la gât pe tine și ai niște poze că ai lipit afișe nu știu pe unde, sar niște trepte și ajungi dintr-o dată și te vezi cam șef. Domne, nu am nimic dacă acel om ar fi pregătit profesional. Dar ne lovim de ele zi de zi, înțelegeți? Că de aia sunt și înverșunat așa. Nu e normal să trimit, domnule, îmi spun colegi că și a fost situație în care aproape e analfabet, nu știe să scrie un raport. Și l-au făcut șef, l-au făcut cefelist. Bun, n-ar fi o problemă, că poate învață în decursul timpului, stă 10 ani cefelist și până la urmă învață și el să măcar protecția muncii, să protejeze subalternii lui, poate învață acest lucru, dar... Gândiți-vă că tot pe regulamentul companiei, acel cefelist analfabet pe care l-a făcut că-i la un partid sau altul, pune calificative. Vă dați seama? Unor oameni care poate sunt de 100 de ori mai pregătiți decât respectivul. Deci nu e normal. Nu e normal. De Tomescu când spune aceste lucruri, îi fac să înțeleagă că de aia se alege praful de compania asta și în de starea de spirit din companie, pentru că nu este o stare crește de spirit bună. Crește tensiunea, sigur. Bineînțeles, crește și o să vedeți. O să vedeți, ziceți pentru că știți ce? Că o să avem o iarnă mai agitată? Eu cred că da. Uh-huh. Eu cred că da, pentru că dacă eu, Tomescu, le-am lăsat gazul ăsta, l-am lăsat numai pentru că sunt conștient că trebuie să fie niște alegeri și se va schimba și Parlamentul și Guvernul. Și vom vedea. Dar încă o dată, și asta le spun la colegii mei și lideri de sindicat, dar și simpli membri și chiar și cei nesindicalizați. Va trebui să luptăm pentru fiecare părticică din drepturile și salariile noastre, pentru fiecare leu. Va trebui să punem o presiune fantastică pe viitorul guvern, pe viitorul parlament. Oricare ar fi el și orice culoare politică ar avea, viitorul guvern și viitorul parlament va trebui să simtă presiunea noastră, pentru că altfel nu suntem ascultați. Banii care o să se trimită de la Uniunea Europeană pentru această companie o să îi fufăie și o să se ducă prin nu știu ce buzunare, cum s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, toate privatizările, toate, eu știu, astea, am văzut unde s-au dus acei bani. Acei bani trimiși de Uniunea Europeană sunt trimiși pentru noi, sunt trimiși pentru Gorj, ei trebuie să ajungă aici, trebuie să ajungă în nivelul nostru de trai, trebuie să ajungă în locurile noastre de muncă, clar, presiunea asta trebuie să o punem. Și eu dau Tomescu dacă tac acum, tac până la alegeri. Dar după aceea o să vedeți, o să iau inițiative. De iară, ce să tăceți până la alegeri? Pentru că nu e normal, că s-ar interpreta că fac campanie sau anti-campanie pentru cineva. Eu așa văd lucrurile. Deci și totuși e cam târziu. Oricum așa, nu au putere după, acum. Sunt 6 decembrie, trece anul. Bine că nu era nicio șansă să vină niște bani până la sfârșitul acestui an. Dar eu cred că lucrurile sunt foarte ambigue. Cel puțin v-am spus, pe modificările la legea pensiilor la viitoarea, putem să știm acum configurația. Da. Și cine poate... Sunt ele multe vor semne fi... de întrebare. De asta, da, dar eu... Vreau să trag un semnal și să-i pregătesc pe colegii noștri, să le spun până la urmă la oamenii simpli. Sindicatele înjurate, neînjurate, liderii de sindicat înjurați, neînjurați, toți trebuie să înțelegem că noi, forța de muncă, numai dacă suntem împreună putem să obținem drepturi.
separat niciodată. Păi și vedeți că e această, cum să zic, uniune între angajați, între salariați, că tocmai vorbeam de faptul că... Eu sunt obligat să... Sunt obligat rău să, de tot oamenii. Da, sunt. În, sunt și asta simt și eu. Deci asta vă spun, eu asta o păi simt... Păi și atunci credeți că va fi o voce din asta puternică a tuturor care să preseze... Eu sunt obligat să cred. Și europarlamentarii și parlamentarii și autoritățile locale, județene, știu eu. Eu sunt obligat să cred și știi ce? Chiar dacă n-aș crede, atâta timp cât sunt lider de sindicat, sunt obligat să militez pentru asta. Uitați, iertați-mă, vă întrerup un pic. Întreabă Remus Horvat. Uite, dumnealui se numește... Verișorul sau fratele. Nu, nu. Nu, toate neamurile mele, toate rudele glumesc, mele sunt... Glumesc. Nu, în Harghita, da. E o coincidență de nume. Și la cei cu grupa 2 cum rămâne, întreabă dumnealui. Cei cu 25 de grupă, care ar fi vârsta? Cei 50, cu 25 de grupă care ar fi cu 25 de ani, ani probabil, da. De grupă care ar fi vârsta. Vârsta 55. Pe legea lui Olguța și după aia zice... A, da, pe legea lui Olguța? Da. Pe legea lui Olguța se trece înapoi la 3 luni. Poți să citească la acea lege, nu știu clar numărul, dacă are un număr, dar noi spunem legea lui Olguța, legea făcută când dumneavoastră era ministrul muncii. Pe acea lege, la condiții deosebite, grupa a doua, sunt 3 luni la an. Vârsta 57, vârsta minimă, se scade de la 3 luni la an, se scade cât 8 ani, nu se mai scade 10 și de aia trebuie modificările. Deci dacă are 25 de ani de grupă, trebuie să aștepte până la 57 și să facă 35, că ăștia îi facem 35 pe noua, pe vechea lege, cum era cu 3 luni la an. 35 de cotizare în grupă. Domnul Dumitru Părvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie, îi spune la 25 de ani de grupa a doua sau condiții deosebite de muncă pe legea lui Olguța, cum așa, vei avea o reducere de 25 ori 3 luni, egal 75 de luni, adică de 6 ani și 3 luni, în consecință te vei pensiona la 58 de ani și 9 luni. Bun, dar dacă mai acumulează grupă, pentru că el colegul are 25 de grupă, da, și probabil mai lucrează și în timp poate să-și facă, să acumuleze grupa și se duce până la 57 dacă nu facem aceste modificări. Dar eu îmi pun toată speranța și cred că până la urmă toate sindicatele, toate federațiile vor milita, pentru că până la, nu știu câți mai suntem în toată țara care mai beneficiem, care mai muncim în condiții deosebite, pentru că eu până la urmă trebuie spus că foarte mult... nu prea mai e, ca să spun așa. Da, știți, aici și aici e o chestie. Că sunt înjurate sindicatele din Complexul Energetic Oltenia, dar totuși salariații din Complexul Energetic Oltenia sunt singurii lucrători care mai beneficiază de grupă de muncă în județ. Și a fost, eu dau exemplu, Artego. Cei de la Artego aveau grupa 1 de muncă și acum nu mai au nicio grupă. Tot ce a trecut la patron, sau toți, uitați-vă la cei care, scuzați-mă care cu degetul, dar aici repară, ne enovează lângă dumneavoastră, constructori. Nu au grupă de muncă, dar cu timpul au pierdut-o. Au avut-o și au pierdut-o. Dar în grupă, în condiții deosebite, grupa a doua lucrează foarte mulți lucrători din România, dar nu ne mai sunt recunoscute. Pentru că ori s-au desindicalizat, ori sindicatele care au avut au renunțat. Asta s-au vrut. Eu când spun și că... mai puține pentru salariat. Știți ce? Și desindicalizarea asta. Eu înțeleg acum și că sunt până la urmă, am avut și eu discuții cu președinții mei de federații, chiar cu domnul Părvulescu, pe care îl salut. Dar asta nu înseamnă că să militez pentru desindicalizare, că noi avem discuții contradictorii. Într-adevăr, sunt și lideri de sindicat corupți, eu am spus-o. Că până la urmă nu eu, și dumneavoastră, presa relatați. Și oamenii cunosc punctual liderii corupți sau lideri cu alte interese, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la instituția noastră, cea mai importantă a lucrătorilor, pe care ne-o permite legea să o avem, sindicatul. Asta e singura instituție care ne apără drepturile și interesele noastre, a lucrătorilor. Da, noi numai așa putem să ne câștigăm drepturile și interese. Și apropo de angajatori la nivel național, interesul lor asta este desindicalizarea. Adică asta se dorește. Să fii desindicalizat și cum v-am spus eu. Dacă pe mine mă frituiesc, care sunt lider de sindicat, sunt vicepreședinte,
și am niște sunteți obligații. Cunoscut, am, sigur. Da, bun, și mă flituie. Dar gândiți-vă ce să duce un om normal, să duce cu căciula în mână, domne, știți că nu mi-ați plătit grupa de muncă sau... Eu știu, mă simt discriminat la locul de muncă sau nu am primit salopetele, eu știu, n-am primit echipamentul de lucru și alte lucruri. Mai spune domnul Remus Horvat, păi e problemă la exploatările care sunt pe închidere, cum ar fi Lupeni, de exemplu. Asta, pe dar asta Lupenii la mine mi se au grupa 1, da, nu știu, și probabil are... Da. Bine, nu că probabil această lege îi va ajuta și pe cei din Hunedoara. Pe toți care lucrează, așa. Eu cred că da. Haideți că dacă lucrează la subteran, ar trebui să aibă grupa 1. Probabil au și pe acolo locuri de muncă știu, în condiții deosebite. Mai lucrează lucrează în subteran. Mai sunt. Da, da, da. Mi se pare că două mine. Da. Domnul Tomescu, lumea pleacă la pensie. Sunt peste 1000 care vor pleca anul acesta cu totul. Am tot văzut anunțuri ale complexului că se fac angajări. Cum decurg aceste lucruri, în opinia dumneavoastră? Se fac angajări. Chiar eu am fost pentru un coleg de-al meu care este bolnav, nu mai poate să continue activitatea în această companie și conform contractului colectiv de muncă, un articol negociat tot de sindicate, aceste sindicate înjurate, un salariat care renunță la poate să renunțe în locul unui copil. Adică bineînțeles, copilul să fie calificat, pentru că totuși trebuie să aibă calificare și chiar eu în grupa mea sindicală și un coleg lângă care muncesc am reușit să pun dosarul să intre un copil în locul părintelui și mai sunt dosare în discuție. Credeți că e de ajuns? Nu e suficient acest lucru. Uitați, și aici iar o problemă cu care ne confruntăm noi de la termocentrala Rovinari. Vedeți, noi în permanență funcționăm cu 3 grupuri sau când nu suntem cu 3 grupuri, funcționăm cu 2 și 1 rezervă. Pentru că și când ai un grup rezervă, salariații acelui grup trebuie să fie la lucru. Pentru că el poate să pornească în 20 de minute. Dă dispeceratul, porniți. Într-un fel de consemn. Da, trebuie să fii și până la urmă și acea instalație a grupului care nu merge trebuie întreținută și trebuie să lucrezi tot timpul pe ea, pentru că pe acea instalație trebuie să o ai tot timpul pregătită pentru a porni grupul. Bun. Ne pleacă oameni foarte mulți la pensie din termocentrala Rovinari și nu putem să îi înlocuim imediat, pentru că cei din carierele miniere, chiar zilele astea am avut discuție cu un membru din directorat, pentru că au dat dispoziție să nu mai dea drum nici din partea minieră. Adică să nu, cum? Să nu mai dea drumul să se transfere la termocentrala Rovinari. Chiar dacă, pentru că și ei au probleme cu lipsa de personal, știți foarte bine, în cariere. Și atunci vin și întreb de unde să aducem. Cei de la Craiova sunt departe, nu pot să vină. Deci și aici administrația ar trebui să totuși să vadă, stai domne, cine funcționează, cine nu funcționează, să găsească repede soluții, pentru că nici noi nu mai putem. V-am spus, sunt locuri de muncă în termocentrala Rovinari, în care pe acel loc de muncă înainte lucrau 4 și acum mai lucrează decât 1. Deci este o problemă cu care ne confruntăm și am ajuns noi liderii de sindicat să alergăm după oameni. Adică să căutăm oameni să vină ca să nu să suplinim imediat acel loc de muncă lipsă, pentru că așa durează foarte mult procedura. Dar vă confruntați și cu problema calificațiilor, că spuneți alergând după oameni, dar și cei pe care îi aduceți sau care sunt aduși acolo trebuie să aibă... Vin, vă dați seama că nu aducem. Aducem pe meserie similară. Deci auziți, nu... dacă tot am ajuns la problema asta de vorbind de personal, o să-l sunăm pe domnul Ion Răuț, care a fost șef la resurse umane. Acum este ziarist, cred că îl citiți și dumneavoastră, domnul Tomescu. Nu-l citesc. Nu-l citiți? Nu. Așa. Să vorbim un pic. Dacă, din experiența dumnealui, poate să ne vorbească despre ce politică de personal ar fi potrivită în aceste condiții în complexul energetic Oltenia, va fi o intervenție scurtă, că ne apropiem de final. Domnul Tomescu, dar înainte de asta, noi n-am vorbit deloc de faptul că de când nu ne-am văzut, a fost schimbată și conducerea.
Da. Vedeți o îmbunătățire? Adică asta, în ce sens? La ce vă referiți îmbunătățire? A existat un efect. Faptul că s-a schimbat conducerea. Deci dacă mă întrebați din punct de vedere economic, eu nu am, sau contabil, eu știu de pierdere, de asta nu am. Salariații cum simt această schimbare? Nu se simte. Nu se simte. Că a fost schimbată conducerea, dar problemele au rămas. Avem... Sunt aceleași probleme, dar tot, cum să spun, este... este tot la fel de greu. Cel puțin în producție, da, este la fel de greu. Îl avem pe domnul Răuț. Bună ziua, domnul Răuț, să știți că mă bucur că ați acceptat invitația mea de a interveni la această emisiune. Ne auzim? Bună ziua, ne auzim. Bună ziua dumneavoastră, invitatului și ascultătorilor dumneavoastră. Domnul Răuț, alături de mine este domnul Manu Tomescu. Am vorbit, nu știu dacă ați văzut toată emisiunea, sunt tot felul de probleme. Nu, din păcate n-am ascultat nimic. Haideți să repejor așa. Care este opinia dumneavoastră, că a fost director de resurse umane, cu privire la politica de personal care ar trebui dusă în condițiile pe care deja le știm, că sunt la Complexul Energetic Oltenia, în plină restructurare, în plină pandemie? Dacă aveți, aș vrea o intervenție mai scurtă un pic, că ne-am apropiat de final, am promis că vă sun un pic mai devreme. Câteva minute, vă rog, 3 minute să ne spuneți cam care ar fi soluția cu privire la o schimbare a politicii de personal, pentru că pleacă lume din complex către pensie, calificați nu prea sunt din complex, pleacă aproape toți calificații care au acea vârstă de pensionare. Cum ar trebui să rezolve complexul această problemă? Pentru că domnul Tomescu spunea că în anumite zone, acolo unde lucrau 4 oameni, mai este decât unul. Păi eu, ce să vă spun, la plecarea mea din funcția de director de resurse umane, la companie a rămas un plan legat de resursele umane. La vremea respectivă, întrucât eu nu mi-am permis să mint salariații, au fost destule supărări pe ceea ce prezentam. Eu zic că primul punct în politica asta de resurse umane, despre care ziceți dumneavoastră, dar cuvântul politică de resurse umane e cam pretențios pentru CEO la momentul ăsta, ar trebui să nu mai mințim, să le spunem salariaților exact pe perspectivă tehnică, perspectivă economică, de investiții, adică pe toate capitolele de funcționare ale societății, cam ce planuri are managementul, pentru că am observat 3 ani de zile cu domnul Boza, a fost un haos, n-a existat niciun fel de plan, o văicăreală continuă că n-a avut habar că o să crească prețul la certificate, dar toată Europa știa lucrul ăsta. Domnul Răuț, bun, nimeni nu era pregătit, de exemplu, ca manager pentru o pandemie, de exemplu. Sau nimeni nu era pregătit cu privire la faptul că europarlamentarii noștri au ridicat cota la 60%. Cu privire la regenerabile. Deci sunt mari, majore schimbări. Doamna Mihaela, atenție, în management, dacă n-ai previziune, n-ai ce căuta. Da, dar nimeni nu... Ce vreau să vă spun e faptul că nimeni nu se gândea la o pandemie, la o astfel de schimbare majoră în planetară. În management se fac scenarii. Și bun, eu ce zic credeți dumneavoastră scenariul... 2-3 pași așa, că ar trebui făcut în așa fel încât complexul să poată funcționa așa cum trebuie, având personalul necesar? Păi, v-am spus, primul lucru este să nu mai mințim, adică să prezentăm lucrurile așa în realitatea ele, lor. Da. La momentul ăsta, iată, vedeți, se face un program, a fost transmis și la Comisia Europeană. Programul ăsta este într-un întuneric total. Eu am așa ceva e. informații despre programul de restructurare. Da, așa e, da. Știe toată lumea.
Deci în întuneric total, se vorbește de rezumate, se vorbește de prezentări. Domnul Burlan promisese acum vreo două săptămâni că o să facă mare parte din el public și că o să rețină, să zicem, la confidențial doar aspecte comerciale care ar afecta societatea. Păi nu mai poate afecta societatea asta, nu mai poate fi afectată de ceea ce se face public, pentru că toată lumea știe. Eu am destule informații sau mai multe informații despre PGE-ul polonez, despre RWE-ul german și nu le am, sau în sfârșit, nu le am oficial de la CEO. Deci trebuie scoase informațiile pe puse public, să le știe toată lumea. Să existe o politică de personal, ca să spun așa. Exact, da, pentru că, iată, vedeți dumneavoastră că cu această activitate impactează organizații de mediu, impactează socialul unei întregi zone și sunt o grămadă de chestiuni în care ar putea să vină inputuri. Dacă vreți, impactează și presa, și noi, că dacă eu m-am apucat de presă de curând, ați văzut ce scriu despre ce se întâmplă în interiorul CEO-ului și se întâmplă lucruri necurate. Ei, dacă transparentizăm activitatea CEO și eu zic că ăsta e primul pas. Ar fi mai ușor să iei decizii după aia, da, când toată lumea va ști care este situația reală. A doua chestiune care e legată de profilul profesiilor, să zicem, de acolo din companie, e de asemenea să fie foarte clar definit de ce este nevoie în momentul ăsta, de ce va fi nevoie în viitor. Și nu pot să mă abțin să nu vă spun că domnul Vâlceanu încearcă să mai facă trei directori acum, care nu sunt necesari. Unde, domnul Răuț? Unde să mai facă trei directori? Vrea să mai pună unul pe postul ăla pe care și-l prezervase Boza, că știa că la un moment dat va veni momentul să-și ia la revedere de la compania asta din poziția de membru al directoratului, și atunci a făcut un post de director dezvoltare care stă neocupat de 3 ani. Păi eu vă spun logic, un post care nu e ocupat 3 ani de zile e inutil, doamne, e primul lucru care trebuie să-l vadă orice manager. Deci, unul, dacă și alte ar veni, două știți, posturi? Și alte două posturi la direcția suport, care ea în ansamblu ei este inutilă. Da, acea direcție din doi directori acum se dorește să se facă 4, și nu că se dorește, s-a trecut prin directorat propunerea de mărire a organigramei. Uite, cu încă doi directori. Interesantă, cu încă doi directori. Da. Ei, lucrurile astea apropo de personal. Politică de personal. Nu, exact, politică de personal. Nu asta e necesar în CEO acum. Da, probabil că vor fi necesari tablotari de turbină, tablotari de cazan. Eu nu știu unde lucrează domnul Manu Tomescu, dacă pot să-i transmit acum în direct, că dacă cumva lucrează la gospodăria de cărbune, pe ceea ce urmează să se întâmple în CEO, dispare acea parte de personal, pentru că nu va mai fi necesară, întrucât centrala va fi alimentată cu gaze. Ei, da. Lucrurile astea trebuie discutate și știute, și eu am niște informații că liderii mai mari decât dânsul știu situația reală. Am văzut într-o emisiune a dumneavoastră, domnul Burlan spunea că vor pleca circa 5.000 de oameni și vor rămâne 7.500. Nu, adevărul este răsturnat. Vor pleca circa 7.500 de oameni și vor rămâne circa 5.000. Pentru că socotelile sunt clare. Iată, v-am arătat la Rovinar, la Turceni, gospodăriile de combustibil actuale nu vor mai exista. Și automat oamenii de acolo, sigur... Da, dar vorbim lipsa, de 5 ani în lipsa de personal, în lipsa de personal de specialitate, revenim la punctul 2 al politicii, după cel de transparență, al poliției de personal, băieții care lucrează acolo, oamenii care sunt în gospodăria de combustibil, ar trebui de acum băgați în niște programe de reconversie,
pentru că ei oricum sunt obișnuiți cu centrala și să ajungă oameni care să știe să opereze centrale pe gaze. Nu va fi problemă pentru cei care sunt în centrală, propriu-zis, dar vă vorbesc de cei din această parte de alimentare cu cărbune care vor dispărea. Da. Domnul Răuț, din păcate ne-am apropiat de final. Eu vă mulțumesc mult de tot că ați stat de vorbă cu mine și vă mulțumesc și pentru acea informație. Da, m-aș lăsa să vă spun doar două puncte. Eu vă rog, aș fi putut să vă spun, până la capăt ceea ce trebuie făcut în materie de personal. Da. În altă ordine de idei, trebuie rezolvată și problema implicării personalului în obiectivele companiei, pentru că să știți că în momentul ăsta, cu toată criza pe anumite posturi, sunt zone în care oamenii taie frunze la câini. Da, știm și asta. Și lucrul ăsta. Deci iată cum v-am profilat în doar 3 puncte cam ce ar trebui făcut. Da. Din păcate, managerii de acum de la CEO, fiind și ei conștienți că sfârșitul nu-i departe, trag de această companie, încă permit să fie mulsă de partea financiară, de bani mulți, și asta ar fi poate al 4-lea și ar mai fi și al 5-lea punct, o să dăm altă dată mai pe larg. Când doriți dumneavoastră, invitați-mă, că CEO-ul nu trebuie să moară chiar așa de repede. A ajutat Oboza să ajungă în acest colaps. Trebuie muncit. Din păcate, pe ultima parte reținut încă și domnul Manu Tumescu spunea ceva de genul că s-a schimbat conducerea și nu s-a schimbat nimic altceva. Și nu s-a schimbat nimic, da. Vă mulțumesc mult încă o dată, domnul Răuț, numai bine. Vă doresc o zi frumoasă. Mulțumim. Mulțumim la fel. Deci ați văzut, se mai fac 3 posturi de director. În situația asta, domnul Tomescu, nu dacă ar fi să fie așa, ce ați zice? Ce să vă dați seama, asta este muniție pentru noi, pentru liderii de sindicat, pentru că va trebui să cerem și noi. Eu zic că la un director 1000 de oameni, nu? În plus. 1000 de angajeri. Ar trebui, nu? Normal, așa ar trebui. Dar nu comentez pentru că nu am aceste cunoștințe. Dacă domnul Răuț este ziarist, vă dați seama, poate are informații. Știți cum este cu presa. Nu e bine să te acum pui. Acum este ziarist, are ziarul CEO 360. Bine, n-am vrut tot felul de anchete interesante acolo. N-am vrut să-l contrazic pe domnul ziarist Răuț, dar totuși ca director nu poate să comenteze. Pentru că și cu dumnealui, să nu uităm că până la urmă pe CETESA care i-a luat din producție, să spun așa, din cariere, din termocentrale și i-a dus aici, dumnealui a fost director. Atunci când practic vorbim și criticăm niște lucruri, dar nu vezi ce s-a întâmplat. Și chiar pe timpul dumnealui au fost personal în curs de plasare, deși dumnealui nu o recunoaște, și lucruri care ne amintim. Dar asta era domnul Răuț, directorul. Acum, ca ziarist, poate să spună, să-și dea cu părerea, numai că eu, ca salariat, spun că și pe timpul ăla ne-a fost, nu că rău, foarte rău. Pentru că atunci am pierdut din drepturi. Atunci am pierdut biletele de odihnă și tratament, în timp ce poate chiar și domnul Răuț își punea semnătura să dea câte 4 milioane de euro la pandurii pe an, iar nouă ni se luau biletele de odihnă și tratament, noi lucrurile ăștia nu le uităm. Nu le uităm, pentru că am pierdut atunci foarte mult. Dacă ar fi să dăm un pic timp înapoi față de cum era acest sistem energetic în județ și cum este acum, puteți să nominalizați un director care a fost, care a lucrat în interesul acestui sistem? Poate au fost și nu-i cunosc eu. Poate au fost, nu vreau să spun. Că au fost destui poate directori au fost, care au cum, acum știți ce? Poate au avut și părți bune, poate și cei care au dus compania pe pierdere, poate au avut și părțile lor bune.
Dar știți cum este, până la urmă, noi, forța de muncă. Și când spun forța de muncă, eu mă refer la cei care chiar aduc... chiar muncesc care acolo. Sunt în producție și aduc... Da. Duc greu pentru această companie. Noi, până la urmă, cum să barom, sistemul nostru de măsurare este venitul, nivelul de trai. Noi simțim cu veniturile, atunci vedem dacă ne este bine sau dacă ne este rău. În rest, v-am spus, date economice, date financiare, nu pot eu, de la nivelul meu de muncitor, să analizez un director. Oricare ar fi el. Nu, dar permit. Din păcate, fiecare greșeală a fiecărui fost manager este o consecință. Ca muncitor sau ca lider de sindicat, eu pot să analizez atitudinea, pot să analizez cum se negociază un contract colectiv de muncă, dacă beneficiem de dreptul la acel contract colectiv de muncă, ce se întâmplă în spate, că de multe ori ne luați și dumneavoastră la întrebări, că se fac angajeri. Vă rog să mă credeți că la angajeri nu întreabă nimeni pe liderul de sindicat. Da, dacă știu. Ar trebui să ar fi negociat în contractul colectiv de muncă la fiecare angajare să-și pună federația semnătura. Și asta atunci da, am putea fi trași la răspundere sau liderii de sindicat că s-au făcut angajări și da, nu știți. Poate mai sunt care știu sau poate chiar apanajul administrației, dar și liderii de sindicat ar trebui să fie atenți totuși. Acum nu știu. La aceste aspecte, directorii... mai ales că este campanie electorală, da. Domnul Manu Tomescu. Sunt politicieni. Slavă vin, Domnului! Stați liniștită că mai am spus la dumneavoastră în emisiune. Cum ați zis de primari care acordă nu știu ce. Da, am văzut care chiar au declarat de să certau primari între ei. Da. Că primarul spunea că, domne, nu e normal ca primarul de la să dea clase de salarizare sau să facă promovări din punct de vedere profesional într-o... Deci, lucrurile astea nu sunt normale. Lucrurile astea ne aduc dezavantaje, în primul rând, nouă la toți. Și la companie și pe aia plângem că de ce se duce la vale această companie. Trebuie totuși respectate niște criterii. În primul rând, morale. Deci morale. Când vorbim de moralitate, respectă-ți rangul funcției. Dacă ești primar, dacă ești manager, dacă ești, eu știu, director. Nu te preta la niște lucruri josnice. Doar pentru de dragul unor voturi, care și acele voturi se seama, duc... Că asta este o situație care va continua. O ultimă întrebare, domnul Tomescu, că s-a terminat practic emisiunea. Unde vă vedeți peste 5 ani, având în vedere toate datele zilei de astăzi și contextul în care ne aflăm? Greu, grea întrebare. Dacă e să vă răspund cu inima, acasă. Acasă și să-mi aduc și copiii. Acasă. Dacă e cu rațiunea, greu. Pentru că e greu. Am copilul plecat și mi se rupe sufletul. Și asta mă încrâncenează, asta mă face să strâng din dinții. Să critic, poate câteodată sunt înțeles greșit. Dar asta mă înverșunează, să știți. Pentru că e păcat. E păcat. Nu ar trebui să se întâmple lucruri din astea. Aveți încredere, domnul Tomescu, totuși că uite... Nu am, nu. Dar v-am spus cu că inima. Că vom aduce copiii acasă, de exemplu. Deci v-am răspuns cu inima și cum cred eu. Dar rațiunea și experiența anilor trecuți, nu-mi dă nicio speranță mie. Eu cred că bătălia cu Uniunea Europeană și cu... Mă scuzați că am ceva emoții. Dar eu sincer vă spun că bătălia cu Uniunea Europeană este pierdută. Cu denoxarea, cu decarbonizarea, trebuie să tragem acum pentru drepturile noastre, trebuie să tragem pentru locuri de muncă, să nu le pierdem. Pentru că, până la urmă, trebuie făcute și alte locuri de muncă în locul mineritului. Nici noi nu suntem absurzi, că va fi un final până la urmă, dar și acest final, în primul rând, trebuie să țină cont de oamenii care trăiesc în județul ăsta. De asta zic, domnul Vâlceanu, domnul Văcaru, domnul Weber. Sper, nu știu dacă vă mai uitați pe la emisiuni, ca să vedeți cam în ce stare e acest județ și în ce hal suferă oamenii din acest județ.
Nu știu, sunt, poate vă vine mintea în al 13-lea ceas încât să faceți sunt posibil drame. Ca oamenii care lucrează de atâtea decenii într-un domeniu extraordinar de greu să fie tratați omenește, iar condițiile lor de muncă să primească un, cum să spun, din partea statului aceeași recunoștință și apreciere în fapte, în sensul că au nevoie de legi care să-i susțină. Pentru că, așa cum spunea domnul Tomescu, oamenii sunt bolnavi, s-au îmbolnăvit lucrând și aducând cărbune de care era nevoie în țara asta. Deci, eu zic așa, în perspectiva alegerilor parlamentare, zic să fiți foarte atenți, domnilor, dumneavoastră, cei care veți candida din nou pentru un alt mandat. O concluzie, domnul Tomescu? O concluzie, ce să, nu pot decât acum la final să fac apel din nou la salariații, la colegii mei din companie și să începem să punem presiune pe parlamentarii care o să fie aleși, pe nou guvern. Și am eu o vorbă, dacă tot e să murim, măcar să murim în picioare și cu sabia în mână. Nu în genunchi și cu capul plecat. Vă mulțumesc mult, domnul Tomescu, mulțumesc din suflet că ați... Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Uite că am stat de vorbă și despre lucruri foarte sensibile. Mă bucur că la această emisiune putem atinge tot felul de subiecte. Din păcate, aceasta este starea în minerii și energie. Nu este una bună, ca să știți. Deci, cât ajunge la noi la presă, este foarte puțin față de ceea ce se întâmplă cu adevărat în tranșee, ca să spun așa. Tuturor numai bine, să aveți un weekend plăcut, rămâneți sănătoși, la revedere!